Stresul profesional constituie un factor de risc pentru dezvoltarea demenței senile, arată un studiu. Independența scăzută, exigențe crescute și sprijin redus. Această triadă de factori conduc la apariția stresului profesional. De altfel, stresul de la locul de muncă reprezintă o cauză recunoscută de îmbolnăvire și face obiectul a numeroase studii științifice. Cercetătorii au analizat date privind mediul social și factorii de stres la locul de muncă, asociate cu vârsta, sexul și nivelul de studii. Astfel, au demonstrat că stresul profesional joacă un rol important în declanșarea bolii Alzheimer sau a demenței vasculare. Ritmul de viață cotidian s-a accelerat din cauza dezvoltării fără precedent a tehnologiei, ducând la o viață din ce în ce mai trepidantă. Ritmul normal de muncă, relaxare, este următorul: 90-120 de minute de activitate intensă, care alternează cu 10-20 de minute de relaxare. Evident că în mediile urbane, ritmul muncă-relaxare nu e menținut și astfel apare stresul profesional, care se acumulează ducând la apariția așa numitelor datorii de stres. Specialiștii atrag atenția că îmbunătățirea relațiilor profesionale, atât între angajați cât și între angajați și angajatori, crearea unui mediu profesional detensionat și motivant sunt măsuri care duc la scăderea nivelului de stres la locul de muncă, protejându-se astfel sănătatea angajaților.